Mamă, câte legendare aducem! Ce legendare Raffaele! Hai, Raffaele! Hai, ce legendară pică de aici? Minero, zic eu. Ce cringe fest. Minero, hai să punem la unde mail. Hai, Marius, că nu mai zice nimeni în comentarii ce legendară pică. Ba, zice, pică, zice tot Minero în comentarii. Doamna, toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-a găsit la un nou episod din Clash Royale. De această dată alături de domnul Rafael, care este un pic cam supărat. S-a uitat astăzi la episodul meu și a văzut că sunt doar 1000 de like-uri, deși el a cerut 10.000 de like-uri, s-au strâns doar 1000. Deci haide să-i arătăm Rafael că merită să vină aici, ca să supăra rău de tot zi. Rafaele, ce ai simțit când ai văzut 1000 de like-uri? Și după 10? Cum v-am promis, dacă nu strânge 10.000, facecam o să rămână așa pentru restul episodului. Pă, nu stinge, hai Rafaele, mai dă-ne o șansă. Mai dă-ne la o 10.000 de blocăm. Mai dă-ne o șansă, Rafaele, ne-a mai dat Rafael o șansă, uite. Ok, toată lumea s-a pese butonul ăla, deși astăzi a fost o zi cam nașpa. De ce a fost cam nașpa? Că nu s-a uitat prea multă lume pe YouTube și am observat și la tine, nu poți să zici. Deci haide să deschidem și noi cuferele astea. Când a început școala, nu azi. Deci avem un legendariu, ce scrieți? Legendariu Sarafene. Și mai avem încă două legendare chesturi. Mamă, două legendare. Mulțumim foarte mult domnului Andrei, a zis că e fanul tău numărul 1, sau tu ești fanul lui numărul 1. Hai să începem. Și după meciul ăsta veți vedea niște meciuri 2v2 între mine și Rafael și alți doi youtuberi, Body și Luca. Te mulțumim foarte mult, veți găsi link-urile lor în descriere. Ne-am bătut acolo 2v2, 2 de 3 parcă a fost. Veți vedea cum s-a terminat. Legendară, Rafael. Și... Mamă, 212, fii atent, chiar dăm multe ăsta, ori sunt comune, ori chiar dăm multe. Ok, Rafaelen, am rămas cu aceste două frumoase. Mai avem clan chest, avem și un clan chest. Hai să deschidem magical chest-ul ăsta. Mai deschid și două legendare de magical chest. E clanul meu pe locul 4, e nebunie. Tu l-ai adus, Rafaele. Păi da? Fii atent că apucăm legendarea de aici, ești pregătit? Hai. Mamă, câte legendare îi aducem! Ce legendare, Rafaele? Mare, scringe, hai, Rafaele! Hai, ce legendară pică de aici? Minero, zic eu. Tu ce zici? Cringe fest. Minero, hai să punem la unde mail-le. Hai, Marius, că nu mai zice nimeni în comentarii ce legendară pică. Ba, zice tot Minero în comentarii, vă rog frumos. Lambert, că eram pe aproape. Asta l-am și eu pe shop. Ok. Avem legendară chest, dar să deschidem clan chest-ul. Altă legendară! Doamne, mi-e rău de la ta legendare, cum ar spune un prieten. Mi s-a făcut rău. Doamne, el, Marius. Gata. O altă legendară! Minero! Oh my god! Inferno Dragon. Ah, la level 2 la dată. Fii atent, Rafaele, hai să mai țipăm alte. King Yellow e norocos, Marius. Altă legendară! Oh my god, 3 legendare! Bă, dar tu ai cam multe legendare, Marius. Câte legendare, mă? Du-te naibii. Și de aici legendară, dacă pică și de aici. Bă! Să se întrebi după aia. Zi, dacă pică și de aici, o să fac urât, o să spar ceva. Îmi curge părul, ești nebun? Mamă, deja mă pregătisem să pice și de aici. Îmi curge părul, Marius. Pierde, Rafaele. Salix Slader. Vă salut. Salix Slader. Așa? Hai, Rafaele, Andrei e periculos, rău, vezi? Câte de 4 legendare. Hai, rău, altă legendară! Câte legendare! Minero! Logul! Al cui e logul log. Ăsta? Al cui e logul ăsta? Au băgat efect special la turneu acolo când ai multe win-uri? Nu, ce efect? Hai, vreau să te întreb, dar... A, nu mai apare. Ce, atunci la 9 win-uri, să învârtea așa ceva în jurul cifrei. Nu știu, așa era și înainte. Da, n-am văzut. Ok, câte legendare? 4 sau 5 am deschis? 4. 4. Am deschis 4 legendare. Bă, dacă nici asta nu merită like, ce mai merită, Rafaele? O să urmeze meciurile și o să vedem despre ce e vorba. Ok, hai să trecem la meciuri. Ok, băieți, suntem aici cu domnul Rafael și o să încercăm să facem un 2v2 cu niște youtuberi. Acești youtuberi sunt Luca și Body. O să vă las link-urile lor în descriere. Eu cu Rafael contra Luca și Body. Hai, Rafael, intră și tu cu mine în echipă. Hai să vedem și noi dacă reușim să îi bătem. Dacă nu reușim să îi bătem, mai noi măcar am încercat. La fel, nu știu ce deck ai ales tu acolo.
Bă, e bine că ai pentru tankuri. Probabil că ei, ia uite, Body Green se numește. Hai să vedem, iau line ceva. Știu că Body joacă cu trei mușchetare, deci ai grijă, Rafaele. Bă, 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 nu mă pirici. Are, mă, Rafaela al meu, are scarmi. Apărăm prea mult, dacă punem amândoi. Bătălia youtuberilor, hai să vedem, Rafaele. Hai că avem popa, e bine. Se pune doar unul din noi, dacă punem amândoi pierdem elixir. Hai să vedem, pe care parte vrei, o luăm pe stânga. Hai că o luăm pe stânga. Hai că e bine că ai luat, joacă Rafael, mă, ești nebun. Eu vezi că o să mă duc cu Mega Knight-ul. Oprește-i pe aia sus, colo. Mamă, mi-a dat în pompălică. Pui ceva pe stânga, bă, pune spate la golem, că atacăm. Apăsați și voi butonul de like dacă mai vreți bătării de-astea. O să pun balonul, dar... Mamă. Avem prea mult stanci acolo, dacă îi scoatem Inferno Tower-ul. Eu n-am nicio flacără. Să pun pe mijloc. Hai, bă, scoate! Mamă, n-am niciun tank, dar am ăsta pentru el. O să moară alea, o să moară, o să moară, că pică nimeni. Trebuia flacăra pentru alea. Eu știam că joacă cu trei mușchetare, știi zăsăi. Păi dă prea mult damage. Mamă, ne rup săra acolo. Și o să jucăm două din trei, Rafaele, hai, poate, pui ceva acolo. Are Inferno Tower-ul ăla. O să pun Inferno Tower-ul. Ah, ne-a omorât ăla. Nu o mai pune la put, că le pui degeaba. Problema e cu mușchetarele alea, că ne scoate și la bareta și golemul. Nu numai mușchetarele, că alea le-aș putea scoate dacă ar da raș cu ele. Ba da, alea, dacă le scoți... O să-i dau value pe turn acum, nu? Dar... E pe linie. Bă, unde a dispărut bă asta mea? What the fuck, lag? Ok, stai puțin, stai puțin. O, ne rahatul ăla de Inferno Tower. Mamă, ce-i acolo? Numai o minune ne poate salva. Nu neapărat. Nu știu ceva aici. Ne-au bătut, bă, primul match. Trebuie să alegem alt deck, Rafaele. Suntem imun la... N-avem flacără, n-avem lightning, n-avem nimic. Înțelegi? Haideți cât e cald, ia uzi, mă, Rafaele, râd de noi. Hai, mă, trebuie să ne răzbunăm. Mamă, cu barbar de aia. Știi de cu ăsta? E ăla de el. N-am văzut. Ah. Ok. Iar o să dea racheta. Mamă, ce value, dar dacă dă racheta acolo... Hai că nu dă-te. Fii atent, oricum avem pentru cele trei mușchetare. Pregătește-ți în spate la golemul meu. Eu o să am lightning-ul dacă te mușchetarele. Am și eu lightning-ul, oh my god. Aici. Trebuie să pun în spate ăla. Bă, să dea care... Bă, hai că ne apărăm bine. La faza aia, înseamnă că avem potențial. N-a fost rău. Hai să vedem că acum trebuie să plecăm și noi. Care pusă golemul ăla acolo? Ar trebui să arate cine pune. Oh my god, avem ceva pentru asta? Am eu o Ezard. Stai, așteaptă, așteaptă. Pun eu golemul. Și am și eu dragonul. Are prostia aia. Mamă, ce acolo. N-are cinea săgețile? N-am săgeți. Dar oricum, răbăsără mai mulți decât e acolo. Bă, da, e pusă bine, mă. A, da, Marius Logu. E pusă bine, adică i-a trasă chiar unde e. Ok, trebuie să păstrez eu Electro Wizard-ul pentru dragonul lui.
Vezi că eu să pun pompa jos când am 10. Suntem dependenți de pompa, ai? Mamă, trebuie să-ți păstrezi pentru dreapta, să apărăm. Da. Hai că e bine că ai pe ca ăla. Problema e că nu l-am acum. Mamă, a pus balonul pe dreapta, nu mai am nimic să mă apăr. Bă, pe dreapta. Ce mă? Mamă, două hituri a dat. Am dat lightning-ul și a atacat doar draconul, nu înțeles aia. Păi, fu mai târziu. Dă-i logo-ul ăla, scoate Scarmio. Mamă, toate unitățile noastre pleacă în golemul lor. Ce mă, acolo mâncați aici? Hai, 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 că putem! De mine te parcăria asta, dă-i tot ce ai. Dă-i să rămână în 600 ceva. Aaa, nu! Am eu lightning-ul, ai ceva? Am lightning-ul! Dă-l, dă-l, dă-l! Să-mi bag piciorul, nu cred, dă-i, dă-i, dă-i. Asta aproape. Unu-unu! Dar eu nu știu ce deck să mai folosesc acum. Oh my god! Dacă n-aveam lightning-ul și alea... O să-și pun la loc deck-ul cu alea. A fost o hara bambură. Cred că da. Ne trebuie... Ciofi-ofi. Deci avem niște deck-uri. Habar n-am ce facem cu ele. Hai să vedem, Rafaele. Fii atent că am mai unități de atac acum, ne băgăm? Nu știu dacă are Inferno Tower sau nu. Oh, iar la bareta, fii atent aici. Ok, vezi că eu am execuționerul. O să aibă Inferno Tower, sunt sigur, 100%. Eu am lilieci pentru ăla. Mamă. Oh my god. Vezi ce faci cu dragonul ăla, bă, dragonul. Vreau să pun Electro Wizard, dar ăla vreau în spate. Mamă, ce am dat acolo. Perfect, perfect. Fii atent ce mișcări face Rafael. O, a pus. Stai, că îi rupem. În cealaltă parte. Stai mă, că îi rupem, am două părțile. Bine mă, Rafaele. Yes! Cred că ai îmbătut, dă-i din 3, nu? Abar n-am. Oscar rapid. Nu mă așteptam așa ușor să fie. Păi 2 din 3. Nu? Și câștigam 2, e 2-1. Mai dăm 1 de onoare sau? E prea... Vrei să dăm uraș? Hai. Nu, nu, nu dăm, nu dăm, nu dăm, nu dăm. Nu dăm, că dăm degeaba. Nici ce să facem. Mamă, pus pe două părți, ești nebun. Fii atent că ăștia... Oh my god, ce value e acolo. Mamă. Pă bune! Mă nebuni cu trei mușchetare, mă nebuni și tu știai că se despărțiră și tu te duci tras de tu. Na, crezi că îl prind la timp. Trebuia să aștepți că le dădeam eu tornada și le uneam. Dar aia e. O să pun golemul. Pune unități în spate. Pune... Stai, că pun eu execuționerul mai în spate. O să pun ălea. O să pun Inferno Tower. Păstrează-ți ăla. Ne rupe un tank acolo. Hai că nu mi-a dat în executioner.
Acolo, hai, hai, hai. Hai, mă, orice ar pune, ar trebui să fie mort acolo. Bă, câte... Bă, chiar așa greu e să scoatem turnul ăla. Bă, ok, ok, dă-i, 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 dă-i. Mamă, mai pușa că nu putem să luăm regele. Mamă, are și pumpa aia. O să păstrez Valkyria pentru, bă, nu alea, putem nu. Să dăm în pumpă, că... Vezi că nu mai avem multe minute și suntem în dezavantaj, trebuie să pușăm. Ia. Iar alea. Alea din dreapta poți să le iau cu Valkyria. Ia-le, ia-le, ia-le. Are racheta, are racheta, are racheta. Dacă acum nu ne băgăm, suntem morți. Ne-a bătut de rachetă. Tragic. Nu există contra la racheta, Rafaele. Stai că se joacă cu noi. GG, Marius. A trecut ceva vreme și a trebuit să facem și noi outro-ul ăsta. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Rafael, sperăm că v-ați distrat. Ce părere ai, Rafael, de meciurile de 2v2? Ți-au plăcut? Te-ai distrat mult? Extraordinare, băi, băiatul. Extraordinar. Apăsați și pe butonul de like, după cum v-am spus, ca să mai facem episoade de genul. Eu am fost Xlader. La revedere!